De la un leu la câteva zeci variază prețul produselor scoase la vânzare în piețe sau magazinele specifice. Sute de vase tradiționale sau mai noi sunt aliniate ca la expoziție pentru a fi cumpărate de cei care țin tradiția moșilor de vară. Cele mai admirate sunt, surprinzător sau nu, cele de lut. Și asta în ciuda faptului că au un preț ceva mai mare decât restul. Mai mult astea. Tânăzărâie sătulă toată lumea. Prețurile? Prețurile sunt acceptabile. Clienții se uită, fac calcule și ar cumpăra de toate. Nu sunt încă foarte deciși. Nu uit și eu. Deocamdată nu m-am hotărât să mă mai uit. Mai au timp să cumpere până sâmbătă și trebuie amintit că vasele nu se oferă simple, ci întotdeauna pline cu orez, vin, miere sau alte bunătăți.